Salut, bun, mii prieteni, suntem la sfârșit de săptămână, inclusiv săptămână politică, așa cum am promis, atunci când cred că am să vă spun ceva important, o fac prin mici intervenții, totodată trasez și tema discuției noastre pentru tradiționalele noastre exerciții de discernământ de la 20-30 miercuri pe antimafie.media. Bun, mii prieteni, ieri guvernul Maia Sandu l-a numit în funcție de șef al Poliției de Frontieră pe cetățeanul Rosian Vasiloi. Acest cetățean a făcut altădată școala KGB de la Moscova. Acest cetățean a fost ofițer în trupele de carabinieri a statului Republica Moldova, iar pe urmă a activat în sectorul civic, a fost un fel de expert pe teme de securitate. Pe acest cetățean, anul trecut, eu la o televiziune, l-am deconspirat, cred eu. Eu acest film o să-l plasez astăzi pe canalul nostru de YouTube. Eu cred că l-am deconspirat ca pe un diversionist care acționează, eu până acum cred și o să încercați și dumneavoastră să vedeți din filmul acela, acționează în interesele unui stat străin, în cazul nostru, în interesele Rusiei. Jocul este destul de subtil, el nu este la suprafață. Pentru un om neavizat și manipulat de televiziunile din Republica Moldova este foarte greu să observe această preocupare a unor experți și activiști civici pentru problema sau pentru cauza noastră transnistreană. Acest cetățean încerca atunci, a făcut un articol și încerca să dovedească că autoritățile din Republica Moldova nu acordă suficient atenție conflictului transnistrean și că în Transnistria se produc niște manevre militare cu trecerea unor blindate pe teritoriul Republicii Moldova. A dat chiar și niște dovezi fotografice în filmul acela. Ori eu l-am determinat ca el să spună clar și să întrevadă clar că acele blindate nu treceau pe teritoriul Republicii Moldova, ci pe teritoriul controlat de separatiști, iar acest lucru era făcut intenționat, manipularea era făcută intenționat de acest cetățean, pentru că există o tactică în tacticile de război a războiului rece, să epuizeze capacitatea de apărare a inamicului atunci când el are o economie mai scundă, atunci când are o situație economică mai slabă, să încerci să-l determin să facă cheltuieli militare, în așa fel, punându-l într-o situație extrem și extrem de dificilă, fără să-l amenințe ceva de genul unui război sau de genul unui conflict militar. Acest cetățean acum a ajuns șef de frontieră la Republica Moldova și dacă ne amintim că în Parlamentul Republicii Moldova stă Igor Munteanu și Oazu Nîntoi, alți doi oameni preocupați extrem de mult de problema transnistreană, dar care au în spatele lor la fel de versiuni și preocupări strane în legătură cu această problemă. Eu am să mă refer miercuri ca să mă înțelegeți foarte exact ceea ce vă spun eu. Vă zic că acum un agent al Federației Ruse se află în fruntea Poliției de Frontieră și a fost numit acolo de guvernul Maia Sandu. Apropo de Maia Sandu, Maia Sandu ieri a avut un interviu în 4, în emisiunea lui Gheorghe Gonța și cred că acest interviu este unul foarte relevant și unul foarte lămuritor de tot ceea ce ne se poate întâmpla nouă. Doamna Sandu deja se află într-o zonă de confort. Doamna Sandu, din perspectiva biografiei ei și din perspectiva scopului ei, învățând lecțiile bine, învățând lecțiile lui Leancă și Filat, cred că își face un CV pentru un funcționar internațional. Important pentru dânsa, după aceea a ajuns prim-ministru și va avea scris în cartea ei de muncă prim-ministru a unui stat. Pentru ea este important acum să nu facă vreo greșeală, să nu se compromită cu vreun miliard furat. În rest, eu cred că ea și-a asigurat viitorul undeva în America sau în Europa. Așa crede ea. Iar și deja cred că mai puțin interesează cât mai rămâne prim-ministru al Republicii Moldova. Vă zic că am văzut un om deja într-o zonă de confort, un om care nu este alertat de faptul că are o misiune, după mine, una la limită, o misiune foarte și foarte importantă. În general, ceea ce vedem noi este că Dodon își consolidează pozițiile, Maia Sandu, așa cum v-am spus, își asigură un loc undeva să muncească. După asta, în afara Republicii Moldova, cred că Dodon iese cu față umană și europeană din toată istoria asta și pe lângă faptul că face jocul Rusiei aici, va mai fi acceptat și în Europa. Prostul cred că se întoarce înapoi la Frankfurt într-un timp anumit. Cetățenii care până acum încă aveau îndoieli dacă să plece din Republica Moldova, cred că mai hotărâți vor fi să plece. Justiția poate rămâne reformată. Această organizație criminală care este Procuratura va rămâne cu interesele ei.
iar ratații din această țară n-au decât să-și înghită amarul înfrângerii cele de pe urmă și să îndrăgostească în alți politicieni care vor veni și le vor promite că le vor face viața frumoasă. Eu înțeleg că acest discurs pe care l-am făcut acum este unul care vă dezamăgește, unul care nu vă provoacă niciun soi de optimism, dar, din păcate, situația noastră la, știu eu, o lună și mai bine după ce a fost demolat regimul lui Plahotniuc și a fost instalată o guvernare care trebuia să se ocupe de demantelarea, de destructurarea statului capturat, la ora actuală dezamăgește în fiecare zi și face lucruri care sunt în interesul Federației Ruse și noi avem toate șansele să trecem de la un stat capturat la un stat acaparat de către Federația Rusă și de coloana a 5-a Rusiei în Republica Moldova. Eu doresc o zi bună, eu vă aștept un weekend la fel de fericit și vă aștept miercuri la 20:30 pe antimafie.media. Nu uitați să puneți un like la canalul nostru de YouTube și să vă abonați la acest canal ca să vă avem permanent în preajmă. O zi bună!